În primul trimestru al anului 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș au desfășurat activități de control pentru a verifica respectarea și aplicarea legislației muncii în vigoare. În primele trei luni ale anului 2024 au fost efectuate 1347 de controle în acest sens, în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă, în urma cărora au fost aplicate 1020 de avertismente și 233 de amenzi în valoare de peste 3,2 milioane de lei venituri aduse bugetului de stat. Au fost depistate 242 de persoane care munceau la negru și 6 persoane care prestau muncă nedeclarată, adică aveau contracte de muncă cu timp parțial sau suspendate și au fost găsite prestând activitate. Valoarea foarte mare a amenzilor rezultă din aplicarea acestora pentru munca nedeclarată, muncă la negru cu precădere în domeniul construcțiilor și a transportului alternativ, dar și pentru neconformitățile depistate în domeniul securității și sănătății în muncă. În primul trimestru al anului au fost comunicate 204 evenimente în domeniul securității și sănătății muncii, au fost înregistrate 7 accidente soldate cu deces, dintre care 3 cu moarte patologică și 99 de accidente cu incapacitate temporară de muncă. Activitatea cu publicul la ITM Timiș a fost adaptată la condițiile actuale oferind posibilitatea atât angajatorului cât și angajaților de a trimite și obține documente prin poștă și fax în vederea digitalizării activității. În calitate de inspector șef, trag un semnal de alarmă asupra folosirii muncii la negru. Consecințele muncii la negru nu implică doar faptul că lucrătorii sunt expuși la condiții de muncă periculoase și la câștiguri mai mici, ci și faptul că ea privează statul de venituri și subminează sistemul nostru de protecție social, transmite inspector șef ITM Iliana mugo shanu